am stabilit faptul că nu trebuie să suprapunem un referendum peste niciun fel de alegeri, pentru că am încălca recomandările Comisiei de la Veneția și în același timp, dacă luăm în calcul că pentru un vot se avem cam 2 minute, pentru 3 voturi, cum a fost și cu referendumul, durata a fost de 6 minute, deci și acesta ar fi un motiv de aglomerare. Sunt convinsă că în cadrul Comisiei de Cod Electoral se vor găsi soluții astfel încât cetățenii să-și poată exprima votul. Al doilea punct de pe ordinea de zi este cel referitor la referendum, la transpunerea obiectivelor din referendum în Constituția României. Știți foarte bine că am avut un referendum consultativ. Acum vorbim despre un referendum pentru revizuirea Constituției. În acest sens, în Parlamentul României, atât în Senat cât și în Camera Deputaților, comisiile de specialitate vor face demersurile astfel încât să avem în cel mai scurt timp un referendum pentru transpunerea în Constituție a celor două obiective. Un alt punct discutat în cadrul coaliției de guvernare este cel referitor la pactul sau acordul politic pentru parcursul european al României. Noi ne așteptam ca acest acord să reliefeze în tocmai discuțiile avute cu partidele politice. Considerăm că atunci când vorbim de un acord trebuie să existe un consens pe toate punctele acestui acord. Am văzut că este vorba despre un proiect și dacă vorbim despre Europa, atunci trebuie să procedăm în mod european. Vom veni cu amendamente la acest acord, astfel încât să întărim parcursul european al țării noastre. Și aici aș da doar câteva exemple. Dacă vorbim de parcurs european, trebuie să întărim și poziția României ca stat membru în cadrul construcției europene. Trebuie să vorbim de o Europa cu două viteze, trebuie să vorbim de dublu standard, ceea ce e permis într-o țară să fie permis și în altă țară sau ceea ce este interzis să fie interzis și în altă țară. Dacă avem aceleași obligații, să avem și aceleași oportunități. De modul în care căutăm să găsim consens în rândul europarlamentarilor, indiferent de grupul politic pe care îi trimitem la Bruxelles, astfel încât problemele și realitatea existentă în România și ceea ce este necesar pentru România să fie transpus în legislația europeană. Dacă vorbim de parcurs european, vorbim despre modul în care România va sta la masa deciziilor, astfel încât, pe lângă parcursul european, să întărim poziția noastră ca stat membru în Uniunea Europeană, pentru că o Uniune Europeană puternică presupune ca fiecare stat membru să fie puternic. Pe scurt, acestea au fost subiectele discutate și nu am discutat încă cu domnul președinte, am să sun. Am avut o discuție ieri cu domnul președinte, am motivat de ce am avut aceste propuneri, am vorbit despre fiecare candidat în parte și aștept acum ca domnul președinte să vină cu un răspuns referitor la cele 3 portofolii în care avem interimari și al căror mandat, așa cum știți, expiră mâine și în același timp o nominalizare pentru postul de vicepreședinte pe proiect strategice și așteptăm și în acest sens o nominalizare. În același timp, în scurt timp, în cadrul forurilor statutare, vom lua o decizie pentru nominalizarea pe postul de vicepreședinte pe probleme economice, vicepremier pe probleme economice, pentru că, așa cum știți, domnul Viorel Ștefan va pleca la Curtea Europeană de Conturi. Aveți în vedere că nu-l va accepta pe Titus Corlățean. Veți face o altă nominalizare aici? Așa cum am menționat de fiecare dată, deciziile le luăm în forurile statutare ale partidului, dar nu a fost un răspuns, așteptăm răspunsul oficial ca să putem să luăm această decizie, pe care sperăm să-l primim cât mai repede. O